nostru în veci de veci. Amin. Amin. Înainte de a vă invita să deschideți cuvântul lui Dumnezeu, aș vrea să ridicați Biblia în mână toți cei care o aveți. Slăvit să fie Domnul. Nu știți ce vă așteaptă. Aș vrea să deschideți cuvântul lui Dumnezeu la cartea Estera. Capitolul 3, pagina în scriptură 515, voi citi fugitiv câteva versete din capitolul 3, apoi câteva versete din capitolul 4. Așadar, Estera, capitolul 3, versetul 8. Haman a zis împăratului Ahasveros: în toate ținuturile împărăției tale este risipit un popor deosebit între popoare, care are legi deosebite de ale tuturor popoarelor și nu ține legile împăratului. Nu este în folosul împăratului să-l lase liniștit. Dacă împăratul găsește cu cale să se scrie o poruncă pentru ca ei să fie nimiciți și o voi cântări 10.000 de talanți de argint în mâinile slujbașilor ca să-i ducă în visteria împăratului. Împăratul și-a scos inelul din deget și l-a dat lui Aman, fiul lui Hamadeta, Agagitul, vrășmașul iudeilor. Trecem la capitolul 4, versetul 1. Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sfâșiat ainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte amare. Versetul 6. Atac s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății înaintea porții împăratului și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și a spus suma de argint pe care o făgăduise Haman că o va da visterie împăratului în schimbul măcelăriei iudeilor. Și versetul 13. Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei: să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii pentru că ești în casa împăratului, căci dacă vei tăcea, acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Și cine știe, dacă nu pentru o vreme ca aceasta, ai ajuns la împărăție. Amin. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Mai întâi aș vrea să vă aduc în atenție câteva date istorice, pot spune, și câteva date privitor la Cartea Estera. Cartea Estera este o carte ce s-a scris, oarecum spun teologii, imediat după capitolul 6, sau întâmplarea din Cartea Esterei a fost undeva între, imediat după capitolul 6 din Cartea Ezra, și capitolul 10 din Cartea Ezrei. Ea a fost scrisă cu un scop și cred că în seara aceasta vom privi împreună în Cuvântul lui Dumnezeu și vom vedea lucruri deosebite și zic ca Domnul să ne binecuvinteze. În carte ni se scot în evidență câteva personaje: Ahasveros, împăratul persanilor, Haman, un om care în urma unor circunstanțe a ajuns un fel de prim-ministru în Imperiul Persan, Mardoheu, un om care, pot spune, a fost omul lui Dumnezeu și pe care Dumnezeu l-a folosit într-un mod deosebit pentru a aduce o mare biruință evreilor odinioară, și Estera, împărăteasa, pe care Dumnezeu a folosit-o cu impact în acea vreme. Ahasveros, nume în ebraică a împăratului persan, Xerxes în persană, fiul lui Darius, a ajuns împărat în Imperiul Persan undeva în anul 486, înainte de Hristos. În anul 483, la 3 ani, după cum spune și cartea Estera, în primul capitol, împăratul Ahasveros a dat o petrecere.
Spune istoricul Herodot că această petrecere din primul capitol a fost undeva înainte de a pleca acest Ahasveros împotriva Greciei. Imediat după petrecere, Ahasveros împreună cu o armată de peste 2 milioane de soldați a plecat împotriva Greciei, unde nu a învins, ci a fost învins. Ei, undeva în anul 478, spun istoricii, a avut loc căsătoria dintre Ahasveros și Estera. Ahasveros este numit de istoria biblică și nu numai, ci și extra-biblică, unul dintre cei mai puternici împărați ai Persiei, care stăpânea din India până în Etiopia și așa după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, peste 127 de ținuturi. Uitați ce spune Ahasveros despre el. Eu sunt Xerxes, cel mai mare suveran, regele regilor, conducătorul multor țări și popoare, regele întregului univers, fiul marelui rege Darius, Ahameditul, eu, Xerex, supremul rege. Într-adevăr, un om puternic la acea vreme și pe care, cred eu, Dumnezeu l-a folosit în favoarea poporului evreu odinioară, slăvit să fie numele Domnului. Bineînțeles, acest rege, Ahasveros, este asasinat undeva în anul 465 de către un șef al gărzii dormitorului său și în urma lui a urmat la tron, bineînțeles, fiul său, care de asemenea a ajutat evrei, l-a ajutat pe Nemia, ca în cele din urmă să reconstruiască zidul Ierusalimului. În capitolul 2, versetele 5 până la 7, cuvântul lui Dumnezeu ne scoate în evidență faptul că familia lui Mardoheu și a Esteriei, undeva poate străbunicii sau bunicii lor, au fost duși în robie de către Nebucadnețar în timpul împăratului Ioachim și a profetului Ezechiel. Mardoheu, după cum ne spune chiar și cuvântul lui Dumnezeu, fiind un verișor mai în vârstă, după moartea părinților Esterei, așa ne arată cuvântul, a luat-o el în familia lui, a înfiat-o pe această fată și a crescut în familia lui ca și fiica lui. Omul acesta a purtat de grijă acestei fete într-un mod deosebit și vedem că chiar imediat după ce a ajuns împărăteasă, Mardoheu n-a stat nepăsător la casa lui, ci mergea la poarta castelului, ca să spun așa, ca să ceară informații despre Estera. Un om foarte grijuliu. Ei, în timpul șederii la poarta împăratului, acest Mardoheu a descoperit și o uneltire împotriva împăratului Ahasveros, care a dus-o la cunoștința acestui împărat prin Estera. Ceea ce a făcut el a fost scris în Cartea Cronicilor, ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Însă, în această perioadă de timp, după aceste lucruri, spune cuvântul lui Dumnezeu, Haman, un om din trei amaleciți, cuvântul lui Dumnezeu, dar în același timp și teologii susțin că ar fi fost din neamul lui Agag, dacă vă aduceți aminte, în 1 Samuel, capitolul 15, dacă nu mă înșel, cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Saul, împăratul, l-a prins pe acest împărat Agag al amaleciților și nu l-a omorât datorită anumitor circumstanțe, anumitor gânduri ale lui, dar în cele din urmă a fost omorât de Samuel. Mai mult decât atât, dacă privim mai înapoi în cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu spune că între Amalec și evrei va fi totdeauna un război. Chiar Balaam, dacă nu mă înșel, a spus la un moment dat că Amalec este un popor mare, dar la un moment va fi nimicit de tot. Iată că, în acest context, acest Aman ajunge prim-ministru, Mardoheu nu-i se închină lui, mă gândesc și chiar și unii teologi susțin acest lucru, că e posibil Mardoheu să fi gândit că îi se potrivea lui un rol ca al lui Aman, datorită faptului că a făcut o lucrare strălucită, aducând la cunoștința împăratului acel complot. Însă, Mardoheu nu se închină acestui om,
Soldații și cei de la poartă aduc la cunoștința lui Haman acest lucru. Aștepta Haman să-l vadă pe Mardocheu închinându-se și iată că acest om nu se închină. În cele din urmă, Haman se hotărăște să-l omoare pe Mardocheu. Dar spune el, i s-a părut prea puțin. Trec fugitim prin cartea aceasta ca să înțelegeți ceea ce urmează să vă vorbesc. Lui Haman i s-a părut prea puțin să-l omoare doar pe Mardocheu. A mers la împărat și a spus, uite cum stau lucrurile. Și vă citeam înaintea dumneavoastră acest lucru. În ținuturile tale este un popor răspândit care are legi diferit. Are porunci diferite, se închină unui Dumnezeu diferit, n-are nicio treabă cu tine. Și a dorit și a pus în gând să-i omoare pe evrei și ca atare mergând la împărat, împăratul, în urma cuvintelor sale, a scris o scrisoare pe care a parafat-o și iată că Haman a trimis mesagerii, i-am numit-o mesagerii morții, să ducă mesajul peste întreaga împărăție a lui Ahasveros, peste în cele 127 de ținuturi, dar mâna lui Dumnezeu, care este puternică și întotdeauna veghează asupra copiilor săi, a intervenit la un moment dat într-un mod deosebit și lucrurile s-au întors. Lucrurile s-au întors într-un mod extraordinar, deși Estera la un moment dat s-a comportat într-un mod bizar, deși până la un moment dat a ascultat de cuvintele lui Mardocheu, atunci când Mardocheu i-a spus și a transmis acest lucru, intervino la Ahasveros ca noi evrei să avem viață, să nu fim omorâți așa oarecum, ea spune, știi, legea persană spune un anumit lucru, nu pot face lucrul acesta. Și a fost necesar ca Mardocheu să intervină într-un mod deosebit și să-i spună acele cuvinte pe care le-am citit din capitolul 4. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. Nu se știe, poate pentru o vreme, că aceasta e spus acolo, ca tu să aduci biruință neamului nostru. Estera apelează, după cum bine știți cartea aceasta, la Mardocheu și spune că atât el, cât și toți ceilalți iudei din Susa, din capitala împărăției lui Ahasveros, să intre într-un post necurmat de 3 zile, zi și noapte, ca în cele din urmă Dumnezeu să aducă biruință, mergând înaintea împăratului, să capete bunăvoința împăratului și în cele din urmă chiar viață pentru evrei. Cuvântul lui Dumnezeu ne arată că, într-adevăr, după aceste zile de post, Estera a mers la împărat, împăratul a ascultat-o și iată că, așa după cum spuneam, Dumnezeu care veghează intervine într-un mod deosebit și lucrurile se întorc. Haman pregătise o spânzurătoare pentru Mardocheu, însă în acea spânzurătoare a ajuns Haman. La cunoștința împăratului s-a adus întregul conflict împotriva evreilor și iată că Mardocheu ajunge lângă împărat și spune exact cum stau lucrurile și la cererea lui Mardocheu, împăratul parafează de această dată o scrisoare care să fie trimisă în toate cele 127 de ținuturi, dar cu un alt mesaj. Mesajul l-am numit eu vieții. Pentru că, în urma acestui mesaj, oamenii au căpătat viață. Ceea ce mi-a părut extraordinar deosebit este acest aspect. Mulți oameni, spune cuvântul lui Dumnezeu în cartea Estera, când au auzit că evreii au căpătat bunăvoința împăratului, că Mardocheu a fost pus la un nivel mai înalt decât toți oamenii din împărăția lui Ahasveros, mulți oameni dintre neamuri s-au făcut evrei. Au zis ei, mă gândesc, numai dacă ești evreu, poți avea posibil viață. Este posibil ca în urma luptei pe care a provocat-o Mardocheu împotriva tuturor celor care sunt contra evreilor, e posibil ca și noi să fim morți așa, dar mai degrabă ne facem iudei. După întreaga această, spun eu, victorie care a fost adusă evreilor, evreii au avut o sărbătoare pe care au numit-o ei Purim, sărbătoare care se ține și în zile de astăzi,
pe data de 20, 21 și 22 martie, o sărbătoare a victoriei, o sărbătoare a bucuriei, o sărbătoare a viruinței, o sărbătoare a vieții, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Vedeți dumneavoastră, când mă uit în această carte și în urma tot ceea ce v-am spus, văd istoria omenirii. Vedeți dumneavoastră, Satan, dușmanul oamenilor și al lui Dumnezeu, a luptat împotriva omului și l-a făcut pe om să decadă în păcat și fără de lege. Soarta lui, datorită lui Satan, soarta omului, a fost pecetluită. Moartea fiecărui om, din punct de vedere fizic și spiritual, a fost hotărâtă. Însă, la un moment dat, pe scena lumii, apare Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele Lui, și întoarce toate lucrurile, nu așa după cum și le-a închipuit sau și le-a hotărât Satan, ci așa după cum le-a hotărât Dumnezeu, slăvit să fie numele Lui. De data aceasta, însă, nu mai moare un Haman, nu mai moare un om, ci moare însăși Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Lui. Dacă ar fi murit Satan, dacă ar fi fost omorât Satan sau un om din pricina păcatului și nu Domnul Iisus Hristos, noi l-am fi considerat pe Dumnezeu un Dumnezeu dur, un Dumnezeu autoritar, un Dumnezeu care nu are scrupule. Însă, ca noi să vedem cu adevărat dragostea Lui și răutatea lui Satan, a fost necesar să fie omorât Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie El. Ei, cuvântul lui Dumnezeu spune în Apocalipsa, capitolul 12, versetul 10, că acum a venit mântuirea, puterea și împărăția Dumnezeului nostru și stăpânirea Hristosului Lui. Dacă Mardoheu a adus odinioară victorie evreilor, vreau să vă spun că în zilele noastre Iisus Hristos a adus victorie întregii omeniri, slăvit să fie El. Domnul Iisus Hristos a adus victorie împotriva lui Satan. Mesajul vieții acum este transmis. Dacă până la cruce întreaga omenire era pusă în fața morții, iată că după moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a fost și este transmis mesajul vieții. El, Haman, a fost spânzurat și abia după finalizarea luptei a avut loc sărbătoarea. Însă, Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a murit pe cruce, a fost crucificat, a murit și a înviat. Dar adevărata sărbătoare a tuturor creștinilor și a tuturor celor care cred în Dumnezeu, adevărata sărbătoare va avea loc în ceruri, slăvit să fie numele Domnului. Mesagerii lui Dumnezeu care transmit mesajul vieții sunt și încă astăzi pe pământ și ar trebui să fie chiar și între noi. V-am spus și v-am rugat să ridicați cuvântul lui Dumnezeu. Acesta este mesajul pe care noi toți trebuie să-l transmitem. Vedeți dumneavoastră, mulți oameni din vremea aceea au înțeles că numai dacă ești evreu poți avea viață. Și spuneam, s-au făcut evrei. În vremea noastră, cuvântul lui Dumnezeu spune că doar dacă ești creștin, doar dacă crezi în cuvântul lui Dumnezeu, doar dacă ești pocăit, doar dacă se vede credința ta în Domnul Iisus Hristos prin fapte, doar așa vei fi mântuit. Doar așa vei avea viață. Și zic ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți în seara aceasta cu viață. Oamenii mor zilnic în păcat și fără de lege. Nu știu dacă în locul acesta, în seara aceasta, sunt oameni care n-au auzit mesajul acesta. Vis-a-vis de faptul că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a venit în cerurile preanalte ca să moară și în urma morții și învierii Lui, oamenii să capete viață. Vedeți dumneavoastră, moartea și învierea Domnului Iisus Hristos n-a avut loc ca noi oamenii să avem o sărbătoare, ca noi oamenii să avem o zi în care să ne îmbătăm, ca noi oamenii să avem o zi în care să ne distrăm. Moartea și învierea Domnului Iisus Hristos a avut loc ca noi oamenii să avem viață în El, slăvit să fie numele Lui. Prin jertfa Lui suntem mântuiți și noi vrem ca toți oamenii să capete mântuire, slăvit să fie numele Lui. Vedeți dumneavoastră, noi ne închipuim că Domnul Iisus Hristos a venit și ne se spune de dimineață doar ca să ne arate dragostea Sa și bunătatea Sa și slăvit să fie numele Lui că ne-a arătat-o. Însă El de asemenea a venit pe acest pământ ca noi oamenii să avem viață și să fim în împărăția Lui împreună cu El. Și vreau ca în seara aceasta noi toți din locul acesta să avem garanția faptului că suntem în împărăția Lui, slăvit să fie numele Domnului. Vedeți dumneavoastră, mesajul a fost transmis odinioară, spuneam, evreii au alergat, pot spune, în urma parafării acestui împărat Ahasverosh, au
plecat în urma cuvintelor lui Mardoheu, au plecat să ducă mesajul vieții în toate cele 127 de deținuturi. Mă gândesc că când au auzit că moartea le este asigurată, că este o zi în care vor muri, toți evreii s-au strâns. Nu s-au mai gândit, eu sunt al lui Beniamin, eu sunt al lui Manase, eu mă trag din seminția lui Saul, eu mă trag din seminția lui David. Nu s-au mai gândit la diferențele care existau între ei, nu s-au mai gândit poate că unul are bani mai mult sau mai puțin, nu s-au mai gândit că unul este țigan sau român, nu s-au mai gândit că unul este irlandez sau francez, ci s-au strâns la oaltă și au zis, vom muri! Iată că Haman a hotărât noi să murim. Este o zi când cu toții vom ajunge în pământ datorită faptului că soarta noastră este hotărâtă. Însă în momentul în care le-a fost transmis mesajul vieții, mă gândesc că plin de bucurie, mesagerii aceștia au plecat și cu disperare se duceau în fiecare ținut să le spună, suntem salvați, avem viață, Haman a fost omorât, Mardoheu ne-a dus biruință, Dumnezeu prin Estera ne-a dus viață, slăvit să fie numele Lui. Nu s-au mai gândit la absolut lucrurile cu care se confruntau până atunci. S-au gândit la biruința care a venit în urma izbăvirii dată de Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Într-o vreme ca aceasta, oamenii mor în păcat și fără de lege. Vedeți dumneavoastră, spunea cuvântul lui Dumnezeu Esterei, să nu-ți închipui că tu vei trăi datorită faptului că ești în casa împăratului. De altfel, acesta vreau să fie mesajul din seara aceasta și acesta este titlul mesajului meu. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa pentru că ești în casa împăratului. Aș vrea să nu rămânem cu această gândire. Noi suntem scăpați datorită faptului că suntem în casa lui Dumnezeu, că ne aflăm în locurile acestea. Nu este de ajuns că ești în casa Domnului? Nu este de ajuns că vii doar marța și duminica la biserică, ai un creștinism doar de datorie, avem impresia de multe ori că venim marța, venim duminica, ne-am realizat, ne-am atins scopul, Dumnezeu trebuie să fie mulțumit de noi, iată că ne rugăm, iată că postim, iată că citim cuvântul lui Dumnezeu, este suficient. Vreau să vă spun că nu este suficient. Mardoheu s-a luptat ca niciun evreu să nu moară. Mardoheu s-a luptat ca niciun evreu să nu moară. Pavel spune, m-am luptat și mă lupt ca să-i câștig pe cei mai mulți pentru împărăția lui Dumnezeu. M-am luptat și mă lupt ca să-i câștig pe cei mai mulți. Petru spune, ar trebui să luptați mai mult, pentru că ziua este aproape. Mulți spun în ziua de astăzi, iată că Dumnezeu nu mai vine. Însă Petru de atunci, de acum 2000 de ani, spune, nu, Dumnezeu este aproape. Pavel mai mult decât atât spune, Dumnezeu este mai aproape decât atunci când ați crezut. El, Domnul, este aproape. Și spune tot Petru, în 2 Petru, capitolul 3, versetul 14, partea a doua. Siliți-vă să fiți găsiți înaintea Lui, fără vină și în pace. Dacă Domnul Iisus Hristos, înainte de a se înalța la cer, le-a dat o poruncă ucenicilor, spunându-le, mergeți în toată lumea, vestiți Evanghelia, propovăduiți cuvântul lui Dumnezeu, spuneți-le oamenilor despre viața care a venit pe acest pământ datorită jertfei mele minunate. Dacă El a poruncit odinioară ucenicilor acea poruncă dată atunci, vreau să vă spun că este și pentru noi astăzi. V-am spus la început să ridicați cuvântul lui Dumnezeu. Vreau să vă spun în seara zilei de astăzi, toți suntem mesagerii lui Dumnezeu. Toți de aici ar trebui să spunem oamenilor din jurul nostru, Iisus este viață, în Iisus avem mântuire, Iisus este viață. Neîncetat ar trebui să strigăm lucrul acesta. Oamenii mor în jurul nostru, vă mărturisesc ceva. Până aseară am crezut, și aș vrea să deschideți cu mine cuvântul lui Dumnezeu, Ezechiel capitolul 33, și de altfel am și spus acest lucru, dacă mi-aduc bine aminte, într-o predică aici, Ezechiel, capitolul 33, cu versetul 6. Uitați ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Dacă însă străjerul va vedea venind sabia și nu va suna din trâmbiță, pardon, și dacă poporul nu va fi înștiințat și va veni sabia și va răpi viața vreunui om, omul acela
va pieri din pricina legiuirii lui, este adevărat. Dar voi cere sângele lui din mâna străjerului, din mâna mesagerului, din mâna celui care trebuia să trâmbițeze. Până acum am gândit că acest verset este valabil pentru Avram, pentru Călin, pentru Valerian și cred că și pentru mine. Pentru că predic Evanghelia. Dar vreau să vă spun în seara și asta. Acest verset este valabil pentru toți. Pentru că sunetul trâmbiței l-ați auzit toți. Mesajul Evangheliei l-ați auzit toți. Cunoașteți toți ce scrie în cuvântul lui Dumnezeu. Știți că moartea omului este garantată dacă nu crede în Domnul Iisus Hristos și în jertfa sa de pe Golgota. Tu ca străjer, tu ca mesager, ai impresia că dacă vii marța și duminica la biserică e de ajuns? Uitați cât de frumos vorbește Isaia despre cei care vestesc Evanghelia și care merg să spună oamenilor despre Domnul. Isaia, capitolul 52, versetul 7. Ce frumoase sunt picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește pacea, picioarele celui ce aduce vești bune, care vestește mântuirea, picioarele celui ce zice Sionului, Dumnezeul tău împărățește, slăvit să fie numele Domnului. Vreau să vă spun ceva. Acum 2 luni, am vrut să mă retrag și să nu mai predic. 2 zile și 3 nopți m-am luptat în rugăciune înaintea Domnului și am adus înaintea Domnului toate motivele mele și am zis din cauza asta, din cauza asta, din cauza asta. A treia noapte, stând înaintea Domnului, eram gata să mă ridic, am zis gata, aștept, acum îmi va vorbi Domnul și îmi va spune să mă opresc. Însă când gata să mă ridic de pe genunchi, Domnul spune, auzi, ai spus tot? Și am spus, da. Păi bun, pregătește-te, că nu duminica asta, duminica cealaltă vei vorbi despre suferință. Și v-am vorbit despre suferință. Vedeți dumneavoastră, îmi place să vorbesc despre eroii credinței și nu numai despre cei care sunt pe paginile Scripturii. Îmi place să vorbesc despre Wesley, despre John Knox și despre mulți alții. Vorbim despre lupta lor, despre dedicarea lor, despre suferințele lor, despre sângele vărsat de ei. Dar am constatat că avem grijă ca nu cumva să ne picure nouă puțin sânge pentru Domnul Iisus Hristos. Vorbim despre toți cei care sunt pe paginile Scripturii, vorbim despre toți cei care au trăit de-a lungul timpului de 2000 de ani încoace, vorbim despre toți mari oameni ai lui Dumnezeu care au suferit pentru Domnul. Mai mult decât atât, vorbim despre trezire, oameni buni ai lui Dumnezeu. Ne rugăm pentru trezire, dar nu suntem gata să ne manifestăm așa după cum am cântat. De aceea mi-am și dorit să cântăm această cântare. Sunt aici la dispoziția ta. Vorbim despre sfințire. Ne luptăm să devenim sfinți, dar nu e de ajuns. Trezirea nu vine așa să izbească ochiul. Mă folosesc de cuvântul Domnului Iisus Hristos. Trezirea vine în inima ta, vine în inima mea, vine în inima noastră. În momentul în care vine trezirea lui Dumnezeu în inima ta și în inima mea, mă pun la dispoziția lui Dumnezeu. M-am gândit să vă spun ceva și vă spun. Și aseară când scriam acest lucru, am zis, mă, cred că o să iau bătaie la sfârșit de la surori. Pentru că le voi spune ceva bărbaților, oameni buni al lui Dumnezeu. Mai bine lucrați, în loc de 10 ore, lucrați 8 ore. Și 2 ore mergeți și transmiteți mesajul lui Dumnezeu. Ascultați-mă ce vă spun. Nu e suficient că venim marța și duminica la biserică. Nu e suficient. Mai bine scurtați timpul de muncă cu o oră, două. Și în celelalte, acea oră, acele 2 ore, mergeți și vestiți Evanghelia lui Dumnezeu. Transmiteți mesajul că vom fi trași la răspundere. Am spus că voi lua bătaie la surori pentru că e posibil ca surorile să-și dorească să bărbați să lucreze mai mult, să aducă mai mulți bani acasă. Ascultați-mă ce vă spun. Nu-mi pasă dacă nu voi mai predica vreodată. Dar acesta este adevărul pur. Mai bine mai puțin în buzunarul nostru, dar mai mult pentru împărăția lui Dumnezeu. Pentru că vă mai spun încă o dată, Dumnezeu nu ne va întreba niciodată atunci când ne vom întâlni cu El.
câți bani am strâns în cont, câte ore de muncă am avut la activ. Nu ne va da vreo pensie așa cum ne dau oamenii pe acest pământ. Dumnezeu ne va trage la răspundere și ne va întreba ce ați făcut cu viața care v-am dat-o în mâini. Iisus Hristos, Fiul meu, vi l-am dat în dar și fără plată. Ce ați făcut cu El? Ați crezut că muncind mai mult veți agonisi mai mult? Ați crezut că umblând mai mult pe acest pământ vă va fi mai bine? Nici de cum! Uitați ce spune Pavel Filipenilor. 1, versetele 27 până la 30. Numai purtați-vă într-un chip vrednic de Evanghelia lui Hristos, pentru că fie că voi veni să vă văd, fie că voi rămâne departe de voi, să aud despre voi că rămâneți tari în același duc și că luptați cu un suflet pentru credința Evangheliei, fără să vă lăsați înspăimântați de potrivnici. Lucrul acesta este pentru ei o dovadă de pierzare și de mântuirea voastră și aceasta de la Dumnezeu. Și următoarele cuvinte, căci cu privire la Hristos, vouă vi s-a dat harul nu numai să credeți în El, ci să și pătimiți pentru El și să duceți, cum și faceți, aceeași luptă pe care vedeți, că ați văzut-o la mine și pe care ați auzit că o duc și acum. O luptă pentru împărăția lui Dumnezeu, o luptă ca oamenii să intre în împărăția lui Dumnezeu. Ni se vorbea despre Toma și despre credința lui Toma. Vreau să vă spun, noi de multe ori vorbim sau se vorbește foarte mult despre necredința lui Toma. Însă acest om, după ce a văzut ce a văzut, a stat la dispoziția lui Dumnezeu și ne spunea fratele Valerian că în cele din urmă a fost omorât pentru Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Noi, deși vedem lucrări mari în viața noastră, deși l-am văzut pe Dumnezeu cu braț puternic, ne-a dus în această țară, ne-a dat locuri de muncă, ne-am gândit la început că vom sta 6 luni, poate un an, poate 2, poate vom 3 și vom agonisi pentru noi și ne vom lua o casă și ne vom lua o mașină și slăvit să fie numele Domnului că ne-am realizat. Însă și după aceasta ne-am dorit mai mult. Nu ne-am pus mai mult la dispoziția lui Dumnezeu. Asta mi-a spus Domnul. Asta vă spun. Nu știu cui vorbesc. Abar n-am. Dar asta mi-a spus Domnul și asta vă spun. Aș fi vrut în seara aceasta să vă vorbesc despre faptul că sunteți bine îmbrăcați, că sunteți frumoși, însă vreau să vă spun, Estera era mai bine îmbrăcată decât noi. Estera era în casa împăratului. Era la dreapta, pot spune, a lui Ahasveros. Și cu toate acestea, n-a fost suficient. Dacă nu făcea lucrarea la care a fost chemată să o facă, nu era salvată neapărat. Cuvintele lui Mardoheu sunt sigur că se împlineau. Noi arătăm bine, suntem îmbrăcați bine. Avem tot ce ne trebuie. Însă uităm de multe ori să transmitem mesajul lui Dumnezeu tuturor celorlalți oameni. Zilele trecute a venit la magazin la mine o doamnă să-și repare laptopul. Și am intrat în discuție vis-a-vis de cuvântul lui Dumnezeu cu ea. Băiatul meu, Răzvan, era cu mine și Cezar de asemenea. Eu nu vorbesc engleză. Doamna aceasta a început să-mi pună întrebări din cuvântul lui Dumnezeu. M-a ascultat și la un moment dat a spus următorul aspect. Nu cred în biserică, nu cred în preoți, nu cred în oameni. Dar cred un singur lucru. Cred în cuvântul lui Dumnezeu pe care îl iubesc extraordinar de mult. Și spunea ea, nu merg la nicio biserică, însă fac un lucru. Și am rămas surprins. Tuturor oamenilor care mă întâlnesc, vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Tuturor oamenilor care mă întâlnesc, vorbesc despre Domnul Iisus Hristos. Îl iubesc pe Domnul Iisus Hristos și iubesc cuvântul lui Dumnezeu. Și tuturor oamenilor care mă întâlnesc, vorbesc despre aceste lucruri. De multe ori privim doar la suferința noastră, doar la nevoile noastre, ne pipernicim, spunem, Doamne, nu pot să transmit mesajul, iată, ăsta este motivul meu, am o durere, am o suferință, am o problemă, am un necaz, mă confrunt cu nu știu cine, mă confrunt cu nu știu ce, însă Dumnezeu spune că noi trebuie să transmitem mesajul. Biserica stă la marginea trotuarelor și privește neputincioasă cum ateii vor să-l scoată din context pe cel ce este vrednic de iubit, pe cel ce merită toată slava, slăvit să fie numele Domnului. M-am gândit zilele acestea,
deși istoria scoate în evidență atât de clar că Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a trăit pe acest pământ, deși a fost un Josephus Flavius care a scris despre Domnul Iisus Hristos în perioada următoare a vieții Domnului Iisus Hristos pe acest pământ, undeva în anii 70-80 după Hristos, deși a fost un Tacit care a scris în anul 110 despre Iisus Hristos, un istoric roman, senator de asemenea în Imperiul Roman la vremea respectivă, deși sunt atâtea date care scot în evidență faptul că Iisus Hristos a trăit pe acest pământ, deși cuvântul lui Dumnezeu ne arată atât de clar că Iisus Hristos a trăit, deși chiar și sărbătoarea aceasta Purim, despre care am citit, scoate în evidență că a fost Iisus Hristos de la început. Știința încearcă să-L scoată pe Iisus Hristos din context. Oamenii politici încearcă să-L scoată pe Iisus Hristos din context. Și e dureros că noi de multe ori stăm nepăsători. Ne plângem în biserică și ne dorim anumite lucruri, dar nu ne implicăm în ele. Și spunea un om al lui Dumnezeu, dacă am fi atât de leneși în lucrurile spirituale, după cum, nu, invers, dacă am fi atât de arnici în lucrurile spirituale, după cum suntem la muncă, am fi cei mai mari biruitori. Dar dacă am fi atât de leneși la muncă, după cum suntem în lucrurile spirituale, n-am avea ce mânca ziua de mâine. Spunea un om, alt om al lui Dumnezeu, George Deacon, o viziune fără misiune creează un visător. O misiune fără viziune aduce chin și amărăciune, dar o viziune cu misiune creează un misionar. Am constatat că avem viziune, dar nu ne însușim misiunea și doar rămânem la stadiul de visători. Avem viziune, ne dorim trezirea, dar nu mai visăm la ea. Omul care își dorește cu adevărat trezirea spune, Doamne, nu numai cântă, sunt aici la dispoziția Ta. Doamne, chiar sunt la dispoziția Ta. Doamne, chiar sunt la dispoziția Ta. Și nu doar de pe buze spun lucrul acesta. Iată că sunt la dispoziția Ta, că în loc de 10 ore muncesc 8, Doamne, sau în loc de 8 muncesc 7, o oră stau la dispoziția Ta, slujind, mergând și ducând vestea bună a Evangheliei Tale. Viața este pentru toți oamenii, nu numai pentru noi. Dumnezeu ne așteaptă dincolo de timp, în veșnicie. Am face bine să ne împăcăm cu Dumnezeu de aici, să ne punem în centru planurilor Sale chiar acum. Vedeți, dumneavoastră, Estera n-a ajuns la întâmplare la împărăție. Dar vreau să vă spun ceea ce spunea Mardoheu și să vă repet. Căci dacă vei tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău veți pieri. Noi am fost mântuiți, suntem mântuiți, dar depinde de noi dacă rămânem mântuiți, spune cuvântul lui Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos ne-a dat multă învățătură și în câteva pilde ne-a dat ceva exemple deosebite. Spunea Domnul, în pilda nunții, pilda celor poftiți la cină, că El i-a chemat la nuntă. Dar mulți au găsit tot felul de motive să nu vină la nuntă, să nu vină la cină. Sunt prea bolnav, am acum o afacere de făcut, mi-am cumpărat un ogor, n-am timp. Ce a făcut Domnul? Și-a găsit alții. În pilda talanților ne spune că Domnul a încredințat talanți și talanți ne-a încredințat și fiecăruia dintre noi. Ne spunea fratele Flaviu că valoarea sufletului nostru este prea mare. Valoarea oricărui suflet este prea mare ca să poată fi răscumpărată. Dar slăvit să fie numele lui Dumnezeu, că L-a trimis pe Iisus Hristos, Domnul nostru, să moară, ca prin jertfa Lui, sufletul fiecărui om să fie răscumpărat pentru veșnicie. Mica își pune o întrebare în capitolul 6, versetele 6 la 8, și aș vrea să deschideți cuvântul lui Dumnezeu. Și uitați ce se întreabă el. Cu ce voi întâmpina pe Domnul? Și cu ce mă voi pleca înaintea Dumnezeului celui preanalt? Îl voi întâmpina oare cu arderi de tot, cu viței de un an? Dar primește Domnul oare mii de berbeci sau zeci de mii de râuri de un de lemn? Sau dau eu pentru fără de legile mele, pe întâiul meu născut, rodul trupului meu, pentru păcatul sufletului meu? Și parcă cuvintele Domnului răspund. Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine? Decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. În momentul în care
iubești mila, ți-e milă de cel de lângă tine să ajunge în iad. Și nu vei tăcea. Și nu-ți vei mai găsi plăcerea în lucrurile lumii acestea. Vei face un echilibru între muncă și transmiterea mesajului lui Dumnezeu. Pentru că suntem răspunzători oameni buni. Spune cuvântul lui Dumnezeu că dacă avem răbdare, după ce vom împlini voia lui Dumnezeu, ne vor fi împlinite toate cererile și dorințele. Evrei, cuvântul lui Dumnezeu, capitolul 10, versetul 36. E adevărat, îl vedem pe Dumnezeu implicându-se în viața noastră de multe ori, face anumite vindecări, lasă anumite binecuvântări peste noi, dar spune cuvântul lui Dumnezeu, vă ascult acum. Dar când va veni Fiul omului, va găsi credință pe pământ? El ne ascultă acum. Dar credința noastră, unde se vede? În fapte. Și faptele care sunt? Vă spun eu, în primul rând, transmiterea mesajului lui Dumnezeu, că în Iisus Hristos este viață, slăvit să fie numele Domnului. Matei, capitolul 25, versetele 30. Iar pe robul acela, netrebnic, aruncați-l în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Ni se spunea despre Isaia și despre ceea ce a văzut el în capitolul 6. Isaia l-a văzut pe Dumnezeu Sfânt. Când s-a uitat în jur, a văzut oameni care mor în păcat și fără de lege. Dumnezeu a spus, pe cine să trimitem? El a spus, Doamne, iată-mă. A fost trimis și a mers. Noi suntem trimiși, dar de multe ori stăm pe loc. Vrem ca alții să facă lucrarea. Titlul predicii mele, am spus, este să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa pentru că ești în casa împăratului. Și poate vom zice, nu, n-are cum să fie adevărat. Matei, capitolul 22, versetul 11, deschideți împreună cu mine. Și cuvântul Domnului spune, împăratul a intrat să-și vadă oaspeții. Și a zărit acolo pe un om care nu era îmbrăcat în haină de nuntă. Omul acesta era în casa împăratului. Și totuși a fost aruncat afară, spune cuvântul lui Dumnezeu, unde este plânsul și scrâșnirea dinților. Mi-aduc aminte, acum câțiva ani în urmă, am fost sunat de frații din biserică de la Bacău și mi-au spus, Cătălin, a trebuit să mergi să închiriezi câteva locații în câteva comune, că vine o soră care, spuneau ei, nici ei nu știau exact ce face această soră, cu ceva semințe, spunea el, și vrea să dea la săteni în sat semințe și să-i învețe cum să cultive respectiva sămânță. It's ok. M-am întâlnit cu sora, nu știu dacă o cunoașteți, dacă a fost pe aici, Silvia Tărniceriu, o soră extraordinară. Și eu am fost curios să văd ce lucrare face. Și a rămas surprins de modul cum vestea Evanghelia. Am mers în câteva locuri cu ea, în câteva comune, prezenta într-adevăr sămânța, dar făcea o comparație cu cuvântul lui Dumnezeu. Făcea o lucrare extraordinară și a făcut o lucrare extraordinară. Vreau să spun prin aceste cuvinte că nu numai bărbații pot, sau nu numai bărbații sunt mesageri, ci și surorile. Această femeie, Silvia Tărniceriu, pe timpul Ceaușescu a fost închisă, nu mai știu câți ani a stat închisă, a fost eliberată, a fost închisă datorită faptului că vestea cuvântul lui Dumnezeu oamenilor pe stradă, a fost eliberată, nu s-a liniștit, din nou a luat-o și au închis-o și în cele din urmă comuniștii, ca să scape de ea, au trimis-o în America. I-au făcut pașaport și au trimis-o în America. Și spunea dânsa că a ajuns în America în aeroport, nu cunoștea pe nimeni, a stat și acolo și în cele din urmă Dumnezeu s-a îndurat și au venit niște frați menoniți la ea și au luat-o, au ajutat-o și imediat după Revoluție n-a stat nepăsătoare, și s-a întors înapoi în România și a început să facă o lucrare în zona Sucevei.
A scris și ceva cărți și acum este la Domnul. Și vreau să vă spun că nu știu care dintre noi am fi făcut lucrarea care a făcut-o ea, deși de două ori a fost bolnavă de cancer, de două ori Dumnezeu a vindecat-o. A treia oară, forme de cancer diferite, a treia oară tot bolnavă de cancer, o altă formă, a treia formă de cancer în trupul ei și cu toate acestea a venit cu urmele ei, ultimele ei puteri în România să vorbească despre Domnul, a mers și în Australia și în cele din urmă s-a întors la ea în America și a trecut la Domnul. Nu a căutat motive spunând, Doamne, sunt prea bolnavă, sunt prea suferindă, nu se merită să vestesc Evanghelia Ta, am făcut destul, am făcut suficient, ci până în ultima clipă l-a slujit pe Domnul. Pavel, până în ultima clipă l-a slujit pe Domnul. Toma, până în ultima clipă l-a slujit pe Domnul. Slăvit să fie numele Domnului Iisus Hristos. Aș vrea să vă ridicați în picioare. Spunea un om al lui Dumnezeu că lumea de azi se îndreaptă spre iad cu o viteză care face din avioanele de azi să pară broaște țestoase. Dar vai! Dar vai de noi care avem mesajul și îl ținem numai pentru noi și vorbim noi, numai între noi despre acest mesaj, ne bucurăm doar noi despre acest mesaj și nu transmitem celor din jur. Aș vrea să vă rugați pentru mine să mă ajute Domnul să vorbesc limba engleză așa cum o vorbesc mulți dintre dumneavoastră. Mă doare să știu că sunt în această țară și nu pot vorbi oamenilor despre Hristos. Mi-aduc aminte, dacă nu Avram, acum câteva luni ne spunea că l-a întâlnit pe un om care spunea că se roagă lui Dumnezeu ca Dumnezeu să facă o trezire în Irlanda. Și mă gândesc, oare nu suntem noi cei care Dumnezeu vrea să-i folosească la o trezire de felul acesta? Avem mesajul. Oameni buni, avem mesajul. Vom fi trași la răspundere. Să nu avem impresia că dacă suntem în casa lui Dumnezeu, vom scăpa. N-am timp să vă vorbesc, dar și dumneavoastră cunoașteți atâtea pasaje din Scriptură. Domnul a încredințat fiecare dintre noi un talent. Domnul ne-a încredințat fiecare dintre noi mesajul. Și noi trebuie să-l transmitem ca oamenii să capete viață în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Trebuie să ne luptăm mai mult pentru cei dragi noștri. Și Domnul să ne dea putere la lucrul acesta. Aș vrea să intrăm într-o rugăciune. Să-L rugăm pe Domnul să ne dea putere și tărie, să stăm la dispoziția Lui. Să lucrăm mai mult pentru împărăția Lui. Îi spuneam unui frate, se plângea zilele trecute, m-am întâlnit cu el și îmi spunea că îi merge cam rău. Și am spus, uite cum stau lucrurile. Zic, de multe ori îngăduie Dumnezeu să ne meargă puțin rău, căci dacă ne-ar merge doar bine, am confundat pământul cu cerul. Dacă Domnul ne-ar chema acasă în timp ce toate lucrurile merg bine pe acest pământ, am spune, Doamne, mai îngăduie puțin. Mi-am făcut o casă mare, am o mașină și eu frumoasă, mai aș vrea să mă mai prind și eu cu ea vreo două luni, trei luni măcar. Însă Domnul îngăduie anumite probleme în viața noastră ca să ne dorim mai mult cerul, mai mult împărăția lui Dumnezeu. Să știți că, mă repet, că am mai spus lucrul acesta, mai bine puțină suferință aici, dar mai multă bucurie în ceruri. Mardoheu a fost câștigător. Haman a fost spânzurat. Evreii, după câteva luni, au sărbătorit biruința. Nu atunci pe loc, au trebuit să se lupte. Și au dus o luptă. Și lupta, datorită faptului că Dumnezeu era de partea lor, a fost victorie. Și zilele de 13 și 14, după cum spune cuvântul lui Dumnezeu, au fost zile de bucurie în toate ținuturile lui Ahasveros. Evreii sărbătoresc 20, 21, 22 martie în zilele astea. Vreau să vă spun, pe dealul din Golgota a fost Satan învins, a fost omorât, deși a murit Domnul Iisus Hristos, El a înviat, dar acolo a fost învins Haman, adică Satan, slăvit să fie numele Domnului. Bucuria eternă va fi peste puțin timp, dar nu pe pământ, nu cu băutură și alcool, nu cu lucrurile lumii acestea,
Bucuria eternă va fi în împărăția lui Dumnezeu, împreună cu Iisus Hristos Domnul, care a mers să ne pregătească un loc fiecăruia dintre noi și nu numai nouă, tuturor oamenilor, tuturor celor care cred în El. Mai avem puțin de luptat, dar trebuie înainte de luptă să transmitem mesajul, ca după aceea, prin această transmitere, oamenii să se poată lupta împreună cu noi pentru împărăția lui Dumnezeu și împreună cu toți, mână cu mână, să ajungem în împărăție, slăvit să fie numele Domnului. Vă spun ceva, vă iubesc foarte mult și mă iubesc și pe mine. Dar mai mult decât vă iubesc pe voi și mă iubesc pe mine, îl iubesc pe Domnul și tocmai de aceea v-am spus aceste lucruri în seara aceasta. Dacă ar fi fost după iubirea pe care vă port și pe care mi-o port, v-aș fi spus doar lucruri frumoase. Despre faptul că de frumos cântați și atât de mult m-am bucurat că s-a cântat Glorie Mielului. Mi-am dorit acest lucru, vă mărturisesc. Și s-a cântat în biserică și a fost extraordinar. Și am avut o atmosferă de rai. Și am zis, Doamne, cât de minunat va fi în ceruri. Dar iată că îl iubesc mai mult pe Domnul și Domnul ne cheamă la unitate, la părtășie. Să nu ne dorim în inima noastră și în mintea noastră doar grade de general, de conducători, de diacon, presbiter sau păstori. Nu! Ci să ne dorim să fim cu adevărat mesagerii lui Dumnezeu, oameni care luptă pentru împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru trebuie să ne-l dorim, pentru că în împărăția lui Dumnezeu nu vom fi răsplătiți că am avut o slujbă de diacon, de presbiter, de diacon, de conducător, de păstor. Nu, nu! Vom fi răsplătiți în funcție de cum am lucrat pentru Domnul, în funcție de cum am transmis mesajul, în funcție de cum ne-am luptat pentru împărăția lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Înțelegeți cum stau lucrurile, oameni buni ai lui Dumnezeu? Așadar, haideți să ne rugăm Domnului. Să ne umple cu Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Să ne dea puterea să privim dincolo de toate lucrurile care ne înconjoară. Dincolo de toate nevoile care le avem, dincolo de toate suferințele cu care ne confruntăm, să privim la împărăția sa cerească și să ne dorim cerul și împreună cu toții să ne luptăm pentru el. Haideți să ne rugăm cu toții. Amin.